Cum avem niște oameni care sunt la ușa casei și când ne mișcăm vor să vadă ce facem. Atunci, cum v-am spus, erau niște întrebări la care nu eram gata să răspund și în același timp eu promovez transparența și sinceritatea și era o problemă. Și m-am gândit, ok, ce o să fac? O să scriu o carte, o să explic totul, de unde vin, ce s-a întâmplat și atunci voi fi și sinceră și transparentă și nu voi fi nevoie să răspund punctual la niște întrebări despre viața mea. Mai bine merge pe scris. Pe scris putem să transferăm, să împărtășim mult mai multe lucruri. Și acest lucru am făcut. Să știți că eu cred cu tărie că o problemă foarte mare în România este încrederea. Încrederea în oameni politici, în ceilalți. Și prin această sinceritate și această transparență vreau să creez o relație de încredere cu toată lumea. De ce oamenii, de ce tinerii pleacă din România? Și să știți că o să am și eu în curând problema aceasta. Am un băiat de 16 ani care este un plus foarte talentat și mă gândesc că oh, nu vreau să plece, nu vreau, asta este, a devenit o obsesie aproape. Vreau neapărat ca serios să ajungă ministrul educației ca să transforme educația și ca tinerii să rămână în România. Tinerii de ce pleacă? Pleacă pentru că nu au încredere că vor avea un viitor bun. Eu cred că toți din România sunt oameni muncitori și sunt gata să se apuce de treaba. Sunt gata, exact cum s-a întâmplat după un război, când totul este distrus, așa cum a fost în Germania, în Japonia. Bine, au rămas în țara lor și s-au apucat de muncă pentru că știau că construiesc un viitor în care vor avea și ei partea de rezultatele, vor primi roadele muncilor. Când tu ai impresia că într-o societate, că o societate nu este meritocratică, nu e după merit și că de fapt alții vor primi roadele muncii tale, tu ai tendința să pleci și să construiești altceva într-o altă parte. Și atunci eu cred că asta e problema, încrederea. Nu că acum în România lucrurile stau mult mai prost decât în alte țări, că nu e neapărat adevărat. Dar e faptul că nu au încrederea că vor putea aici să construiască ceva exact cum ar merita tinerii noștri. Și asta vreau să reconstruiesc, această încredere și să împreună să construim un viitor mai bun. Eu ce vă propun? Vă propun să-mi puneți întrebări. Eu cred că e mai plăcut dacă este interactiv. Și, dar dificultatea este prima persoană care vrea să vorbească. Mă bucur!